Noștri, ne bucurăm să fim din nou la masa Domnului în ziua de împărtășire. Împărtășirea cu trupul Domnului este un moment foarte special pentru că trebuie să contemplăm din nou jertfa Domnului Iisus Hristos, lucrarea Lui Mântuitoare. Trebuie să reflectăm asupra ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Dar în același timp, trebuie să avem un spirit analitic, critic, cu privire la viața noastră. Pentru că a ne cerceta înseamnă a ne judeca. În urmă cu 2000 de ani a avut loc o judecată. Judecata lui Dumnezeu împotriva păcatului. În banca acuzaților trebuia să stăm noi. Judecați trebuia să fim noi. Condamnați trebuia să fim noi. Executați trebuia să fim noi. Hristos ne-a luat locul. Astăzi, Hristos nu mai poate fi judecat. Hristos nu mai poate fi condamnat. Hristos nu mai poate fi executat. Lucrul acesta s-a întâmplat odată pentru totdeauna. Și dacă vrem să avem parte de beneficiile mântuitoare ale jertfei care a fost depusă de Domnul Iisus Hristos în urmă cu 2000 de ani, astăzi eu și tu suntem în banca acuzaților. Dar tot noi trebuie să ne și judecăm. Să ne analizăm, să ne evaluăm și să ne judecăm. Pentru că dacă facem lucrul acesta, nu vom fi osândiți sau condamnați odată cu lumea. În textul care a fost citit din Roman, capitolul 5, primele 11 versete, este vorba despre bucurie. Este vorba despre bucuria mântuirii. Bucuria mântuirii. O bucurie care nu poate fi umbrită de nimic. O bucurie reală în toate circumstanțele vieții noastre. Și bucuria aceasta se manifestă, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, în trei dimensiuni. Bucuria în neprihănire, bucuria în necazuri și bucuria în nădejde. Bucuria în neprihănire, bucuria în necazuri și bucuria în nădejde. Ascultați ce spune cuvântul Domnului de la versetul 1, deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm. Și acum ascultați versetul 11. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Această ecuație a mântuirii, a neprihănirii și a împăcării este foarte simplă. Datorită păcatului, noi am devenit dușmanii lui Dumnezeu. Păcatul te face dușmanul lui Dumnezeu, păcatul te face neîmpăcat cu Dumnezeu, păcatul te condamnă, te osândește, srăpește fericirea. Un om care trăiește în păcat, chiar dacă gustă plăcerile de o clipă ale păcatului, este un om din ce în ce mai neîmplinit, din ce în ce mai nefericit. Sfârșitul lui e rău aici pe pământ și e rău în eternitate. Pentru că Dumnezeu nu tolerează păcatul. Dumnezeu a rezolvat problema păcatului. De aceea l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să moară. Pentru că noi n-am putut rezolva cea mai mare problemă din viața noastră. Cea mai mare problemă a umanității nu sunt resursele de hrană. Știți că dacă ar fi corect distribuite, toți oamenii ar avea de mâncare din belșug.
Există pe pământul ăsta resurse pentru ca toți să mănânce bine. Problema omenirii însă nu este asta, nu e hrana trupului. Problema omenirii este moartea. Și moartea și suferința este cauzată de păcat, deci problema noastră de rădăcină e păcatul. Și pentru că niciun om nu putea rezolva această problemă, a venit Domnul Iisus Hristos să o rezolve, să moară pentru păcatele noastre, să ne ofere soluția împăcării, să nu mai fim dușmanii lui Dumnezeu, ci prietenii lui Dumnezeu. Starea aceasta de pace cu Dumnezeu ne aduce bucurie, bucuria reală. Bucuria reală. Nimeni nu poate experimenta bucurie reală fără să aibă pace cu Dumnezeu. Pacea pe care ți-o dăm, mântuirea, bucuria mântuirii. Ce înseamnă mântuire? Înseamnă că făcând pace cu Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos, viitorul tău, destinul tău este asigurat. Ajungem imediat acolo. S-a rezolvat problema care te separă de Dumnezeu. S-a rezolvat problema care te face vrășmașul lui Dumnezeu. Prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu. Care este lucrul care omoară lumea? Zice, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Toată lumea zace în cel rău. Prin ce a supus cel rău, spunea Pavel în 1 Corinteni 13, natura umană? Prin păcat. Prin păcat. Păcatul este mincinos. Păcatul promite fericire. Păcatul promite împlinire. Păcatul promite plăcere. Păcatul aduce nefericire, aduce agonie, aduce condamnare, aduce mustrare de conștiință, lipsă de pace. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan, în capitolul 3, de la versetul 19, prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. În orice ne osândește inima voastră, inima noastră, dragii mei, e bine câtă vreme ne mai osândește inima. E bine câtă vreme ne mai osândește inima. Noi nu dorim durere în trupurile noastre, dar să știți că de multe ori durerea este avertismentul care ne trimite la tratament, la schimbarea stilului de viață, ca să ne facem bine. Dacă n-ar fi durere, am muri inconștienți și ignoranți. Fără durere, nu știi să te duci la analize, să te controlezi. Fără durere, nu știi că ești bolnav până nu mori. Durerea e bună. Este un semnal de alarmă că ceva nu-i bine cu tine. Mustrarea inimii e bună, neliniștea, agonia, insomnia e bună. Că spune că sufletul tău nu e bine cu Dumnezeu și te cheamă la pocăință, te cheamă la mărturisire, te cheamă la eliberarea de păcat, că motivul pentru care te mustră conștiința și te doare inima din tine este că n-ai pace cu Dumnezeu și nu poți fi fericit și împlinit fără pace cu Dumnezeu. Ăsta e adevărul. Și spune mai departe, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile, preiubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Ne apropiem săltând de tronul lui Dumnezeu, că știm că ne sunt ascultate rugăciunile, pentru că nu există nici obstacol, nici barieră între noi și Dumnezeu. Suntem prietenii Lui. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Bucuria în neprihănire. Când ești liber, când ești liniștit, când ești împăcat cu Dumnezeu, când ai pacea lui Dumnezeu în tine. Iată de ce uneori când apar avertismentele lui Dumnezeu, avertismentele lui Dumnezeu apar în conștiință
Și dacă nu reușește conștiința să ne îndrepte, să știți că ajunge și la nivelul fizic, al necazurilor. Vorbim imediat despre necazuri. Și cuvântul Domnului ne spune că Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Acum, versetul 11 spune, este adevărat că orice pedeapsă deocamdată parte o pricină de întristare și nu de bucurie. Puneți Evrei 12 cu 11. Evrei 12 cu 11. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. De ce? Pentru că omul e mustrat în conștiință, nu se pocăiește, vine nuiaua, îl atinge. Nu în toate cazurile, dar în multe cazuri. Și noi trebuie să fim cei ce ne facem cercetarea, nu alții din jurul nostru. Tu știi dacă boala prin care treci este ca să te purifice. Tu trebuie să faci analiza asta. Nu eu, nu altul. Dar există situații în care Dumnezeu ne atinge cu nuiaua ca o măsură de urgență pentru îndreptarea noastră spirituală. Și mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roata dătătoare de pace a neprihănirii, pentru că numai neprihănirea îți dă pace. Și numai neprihănirea și pacea îți dau bucurie. Altfel n-ai bucurie. Ne întoarcem la textul de astăzi, bucurie în neprihănire. În al doilea rând, bucurie în necazuri. Bucurie în necazuri. Spune aici în versetul 3, ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Căci știm că necazul aduce răbdare, răbdare aduce biruință în încercare. Noi toți vrem să fim biruitori, să ne bucurăm de biruință. Dar ce înseamnă biruință? A birui ceva înseamnă a confrunta ceva, a te lupta. Biruința presupune un război. Războiul presupune adversitate. Războiul prezintă provocări care vin împotriva noastră, lucruri care ne atacă. În război ești atacat, ești lovit. În cer pe flori nu poți intra când alții s-au luptat. Și pentru regele Iisus chiar viața și-au dat. Cântăm sau poate ar mai trebui să mai cântăm din când în când. Frați și surori, când Domnul a spus în lume veți avea necazuri, nu s-a referit doar la necazurile care vin ca rezultat al suferințelor pe care ni le provocăm noi înșine datorită faptului că nu ne cercetăm, nu ne judecăm și Dumnezeu trebuie să ne judece El și ca să nu ne judece atunci, ne judecă acum, ca să ne dea pace și neprihănire și bucurie. Dar viața aceasta este o viață presărată cu necazuri pentru orice fel de motive vin ele în viețile noastre. Însă multe dintre ele sunt de fapt atacuri ale diavolului în mijlocul războiului prin care trecem. Și fiecare necaz care vine în viața noastră produce ceva, produce răbdare. Și răbdarea produce biruință. Vedeți, un general învață de la primele ore ale educației lui militare că oamenii pripiți pierd război. Oamenii care se pripesc pierd război. În al doilea rând, oamenii care vor să câștige foarte repede și n-au stomac pentru un război de lungă durată, pierd război. Uitați-vă la America. Cât de mare și cât de puternică e, n-are stomac pentru un război care să dureze mai mult de câteva zile și dacă mor 10, îi aduc unul câte unul, se îngrozește toată națiunea, de parcă la război te duci
să mănânci și să bei, nu să mori. De parcă dușmanul ar trebui să ridice mâinile sus în primele două minute, aia n-au gloanțe, nu trag, nu fac nimic. În războiul spiritual, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că suntem angajați pentru toată viața noastră, în fiecare secundă, în fiecare zi din viața noastră. A nu avea răbdare, a spune, dar unde e? Că știți că din cauza nerăbdării, unii îl batjocoresc pe Dumnezeu și întreabă, unde e făgăduința venirii Lui? Că de când au adormit părinții noștri, toate lucrurile au rămas la fel. Lipsa de răbdare în pocăință și în viața de credință este o mare pagubă. Este, de fapt, o lipsă de maturitate spirituală. Numai copilul se dă de pământ de ciudă că nu primește acum, imediat, ce vrea el. Este o dovadă de copilărie spirituală, lipsa de răbdare. Și asemenea, oameni sunt întotdeauna înfrânți. Trăiesc înfrângeri spirituale datorită lipsei de maturitate spirituală, datorită infantilismului lor spiritual. Te întâlnești cu ei. Vai, dar nu mai pot, dar nu se mai termină odată. Păi nu se mai termină. Câtă vreme trăiești pe pământul ăsta, dragul meu, nu se termină atacurile diavolului. Nu se termină ziua cea rea când el trimite săgeți arzătoare spre tine. Și nu contestă autenticitatea pocăinței tale și a credinței tale. Aici a fost diferența între Iov și nevasta lui. Iov a spus, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat și ce a rămas neclintit în neprihănirea lui, asta i-a reproșat nevasta sa. Tu rămâi neclintit. Câtă răbdare mai ai în tine? Câte mai poți înghiți? Dar termină odată cu toate. Blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Și ai terminat. Iov a avut răbdare. Și când a avut răbdare, într-un târziu, după ce au amuțit prietenii lui, după ce a amuțit și el, a venit Dumnezeu și a stat de vorbă cu Iov. Și spune Biblia că la sfârșit strălucirea și binecuvântările lui Iov au fost mai mari decât de cele pe care a crezut odinioară că le-a pierdut. Răbdare aduce biruință. Și biruința este întotdeauna un motiv de bucurie. Un copil al lui Dumnezeu trăiește bucuria mântuirii în neprihănire, pentru că e liniștit, plin de pace, împăcat cu Dumnezeu. Trăiește bucuria mântuirii în necazuri, pentru că necazul produce răbdare, răbdarea aduce biruință, după biruință, după biruință, după biruință și biruința. Este nu numai un proces de maturizare, dar aduce bucurie. Și în al treilea rând, bucuria mântuirii este bucurie în nădejde. Versetul 2, lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Versetul 3, ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Și versetul 5 spune, nădejdea aceasta nu înșală, sunt foarte mulți nădejde înșelătoare. Cea mai înșelătoare nădejde este a păcatului. Biblia spune că Anticrist va veni și va orbi lumea cu înșelăciunea păcatului. Păcatul dă nădejdi false, înșelătoare. Nădejdea, neprihănirea împăcării cu Dumnezeu, nu înșală. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cum este clădită această nădejde? Versetul 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.
Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmaș, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. De ce avem bucurie în nădejde? Pentru că și dacă trupul de afară se trece, omul dinăuntru se înnoiește din zi în zi și noi avem marea nădejde a învierii. A învierii, a răsplătirii, a moștenirii. Dragii mei, în mijlocul necazului, știi că nu durează pentru totdeauna. Trebuie să ai răbdare, trebuie să aștepți împlinirea, trebuie să fii absolvent al acestei școli. Dar în cele din urmă, îți aduce mântuirea finală, eliberarea, salvarea de mânia lui Dumnezeu, care va veni peste pământ, salvarea de sub mânia împotriva păcatului, plata păcatului este moartea, învierea din morți a Domnului Iisus Hristos, care e garanția învierii noastre, și apoi bucuria în slavă, nădejdea slavei, moștenitori. Nădejdea ne dă bucurie pentru că știm că suntem moștenitori ai lui Dumnezeu. Bucuria neprihănirii este pentru că suntem mântuiți prin Domnul Iisus Hristos. Bucuria în necazuri e pentru că ne maturizăm și experimentăm biruințele lui Dumnezeu. Bucuria în nădejde ne scapă de mânia lui Dumnezeu, ne duce în moștenirea noastră, în slavă. Iată de ce, stând la masa Domnului în această dimineață, împărtășindu-ne cu trupul și sângele Domnului, haideți să facem un exercițiu personal. Testul este dacă avem bucuria mântuirii. Nu mă refer la o bucurie din asta ieftină. Ieri mi-a adus copilul raportul de la școală și a avut A pe linie. Ești bucuros. Nu asta. Am terminat un proiect la timp. Mi-am luat bănuții. Mi s-a umplut contul. Nu asta. Nici măcar faptul că duhurile ne-ar fi supuse, nici măcar faptul că ne-am fi vindecat. Toate astea sunt motive de bucurie. Dar aș vrea să te uiți la viața ta acolo unde ești. Acolo unde ești. Pe traiectoria deplasării tale spre împărăția lui Dumnezeu. Într-un vârf sau într-o vale. La înălțime sau jos. Pe o mare liniștită sau în mijlocul turbulenței. Indiferent unde ești. Dacă nu ai bucuria mântuirii, ai fi o problemă de păcat, de dușmănie cu Dumnezeu prin păcat și absența neprihănirii, asta îți va răpi bucuria. Ai ori o problemă de infantilism spiritual, încât doar starea de bine contează ca tu să fii bucuros la biserică, faptul că Hristos te-a mântuit și a dat totul pentru tine valorează prea puțin, important e ce ai și cum te simți acum. Ori este o problemă și mai gravă. Pentru că te-ai obișnuit să trăiești în dușmănie cu Dumnezeu, în păcat, sau pentru că te-ai obișnuit să fii infantil, nerăbdător și înfrânt, din nou și din nou, ai uitat de nădejdea slavei și trăiești o viață doar pentru aici și acum, concentrat pe ceea ce ți se întâmplă azi și nu pe orizontul minunat pe care Dumnezeu ți-l deschide în eternitate.
Nu m-am simțit prea bine zilele trecute. Nici azi dimineață, dar acum mă simt foarte bine. Nu pentru că mă simt bine, ci pentru că Hristos a murit pentru mine și mi-a mântuit viața și mi-a salvat viața și mi-a iertat păcatele și mi-a spălat conștiința să am îndrăzneală să mă duc la masa Lui. Nu pentru că nu avem necazuri, ci pentru că avem răbdare și așteptăm biruința. Și când vine biruința, o îmbrățișăm din toată inima și spunem: Domnul e cu mine, e războiul Domnului. Războaiele Domnului aduc biruințele Domnului. Însă și atunci când părem înfrânți, când lumea aceasta se bucură, cum le spunea Domnul Iisus ucenicilor, voi vă veți întrista și veți plânge și lumea se va bucura. Dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Ai putea pentru câteva minute în momentele următoare să uiți de neîmplinirile, de necazurile tale, de problemele cu care te confrunți și să experimentezi bucuria mântuirii, biruințele mântuirii și bogăția slavei care te așteaptă, moștenirea pe care Dumnezeu ți-a pregătit-o. Haideți să ne ridicăm în picioare, cântăm spre slava Domnului o cântare, invit slujitorii bisericii la masa de împărtășire și vom trece la actul cinei Domnului.